asta să vedem cu binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pace de lume pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavii și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Prefericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și geantul Hristos, diaconime, și pentru tot creierul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român drept credincios, de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru oaste cepitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu Florin Constantin și Andreea, care acum se rogoresc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cerurile cele către mântuire, pentru ca să li se trimite lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie binecuvântați în deplin înțelegere și în credință tare și să fie păziți în viață și purtare fără prihană, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu, cel veșnic, care pe cele despărțite a trăit o unire și ai pus dragostea legăturilor întreruptă, cel ce binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și iertat pe ei moștenitor cu dăminții tale, însuți binecuvintează și pe rubite aceștia, Florin Constantin și Andreea, povătuindu-i pe ei spre toată fapta bună, că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu vie și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului
Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte Te-ai robodit Biserica Fecioară Curată, binecuvintează locul aceasta, unește și pătrește pe rugii Tăi în gândul și în pace, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se robodește robul lui Dumnezeu, Florin Constantin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește robul lui Dumnezeu Florin Constantin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se rogodește robul lui Dumnezeu Florin Constantin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Constantin Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Florin Constantin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Florin Constantin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mâna dreaptă și din binecuvintează locotna rugilor Tăi, Florin Constantin și Andreea, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe ei cu Sfânta Unire cea de la Tine, că Tu din început ai zidit bărbați și femei și de la Tine se însoțește bărbatului femei spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai trimis adevărul peste moștenirea Ta și păgăduința Ta peste robii Tăi, părinții noștri, cei aleși ai Tăi din neam în neam, caută spre robul Tău, Florin Constantin, și spre roaba Ta, Andrei, și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, ai iertat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului. Prin el s-a arătat adevărul Tamarii, prin el Părintele nostru Cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul Cel Nisipitor când a zis, dați-ne dreapta Lui și junghind vințelul cel gras, mâncând să ne veselim această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt. Însuți, dar acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Fecistos și ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui, rodul muncii mâinilor Tale, pentru ca fericit ești, bine va fi. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Femeia Ta ca o vie roditoare, laturile casei Tale, fiii Tăi ca niște vlăstare, tinere de măslin, între urmezii Tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții Tale și vei vedea pe fiii fiilor Tăi pace peste Israel. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru
pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Constantin, Florin și Andreea, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta ca și aceea din Cana Galilei, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos, să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihan în viață, să li se împlinească lor și nouă toate cerile către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți și ei și noi de tot necazul, mânia, primește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel preacurat și zitorile toată făptura, care din iubirea ta de oameni e prefăcut cu asta strămoșului Adam femeie, ce e binecuvântat pe ei și ai zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce e binecuvântat pe robul tău, Avram, și ai deschis pântecele sari și l-ai făcut tata multor neamuri. Cel ce-i dăruit pe Isaac Rebecca și-i binecuvântată nașterea ei, care-i însoțit pe Iacov cu Rahela și din ei a arătat 12 patriarhi. Cel ce-i însoțit pe Iosif cu Asineta și le-i dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care-i primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-i dat lor prunc pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Isei după trup ai crescut pe pururea Fecioară și din ea te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului evenesc, care pentru negreitul tău dar și multă bunătate, ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de cruci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a rubilor tăi și precum acolo și aici fiind de față, cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și de rubilor tăi, Constantin, Florin și Andreea, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste una către altul într-un legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu una cea neveșteșită a mării, învrednicește aș vedea pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără mântuială și le dă lor din roa cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cerurile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni iubitori și ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul Nunții Celei Tainice și Preacurate și Lecuitorul Nunții Celei Trupești. Păzitorul nestricăciunii și chevenisitorul cel bun al celor de trebuință vieții. Însuși, Stăpâne, Cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ și să-i facem noi ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui, ai zidit femeie pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa
și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despară. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi Constantin, Florin și Andreea și dă robii Tale acestea să se plece în toate bărbatului său și robului Tău acestea să fie cap femei ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chitului. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinții Trei Tineri, trimițându-le lor rouă din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-le lor cununi din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robii Tăi, Dragoș Florin și Mădălina Maria, nașilor și denunțașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de robul Tău Constantin Florin și de roaba Ta Andreea și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pântecelui, prunș bun și bun înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăznită. Dă-le lor roadele pământului ca toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcută Ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bine plecând înaintea Ta să strălucească precum luminătorii pe cer într-un Tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavii Tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum Stăpâne. Întinde mâna Ta din Sfântul Tău locaș și unește pe rugul Tău, Constantin Florin, cu roaba Ta, Andreea. Da. Pentru că de către Tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le roadă pântecelui, dobândire de cunoști buni. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună rog Dumnezeu Constantin Florin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună rog Dumnezeu Constantin Florin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună rog Dumnezeu Constantin Florin, cu roaba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Constantin Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Constantin Florin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Andreea, cu robul lui Dumnezeu Constantin Florin,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Evanghelie și Apostol Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul: nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul meu. Mama s-a zis celor care slujeau: faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: scoateți acum și duceți nudul. Iar ei au dus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și i-a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și au crezut într-însul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugămune ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, șocrotirea robilor tăi, Constantin, Florin și Andreea, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru robii tăi, Dragoș, Florin și Mădălina Maria nașilor și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ieși ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care cu purtarea ta de grijă cea de mântuire, ai binevoit în Cana Galilei arăta nunta cinstită prin vederea ta, însuși acum pe robii tăi aceștia, Constantin, Florin și Andreea, pe care ai binevoit ai însoți unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patrul lor neîntinat. Binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește să ajungă bătrâneți fericite cu inimă curată, împlinind poruncile tale. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice... Și cu toții zicem...
Tatăl nostru, ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Capetele noastre Domnului să le plecăm! Ție, Doamne! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule, Cel ce pe toate ne-ai făcut puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cununa tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște pe care le-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Pe s-a binecuvântat numele Tău să vrea să vină împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Așa te ridici, Constantin, faci două închinuciuni, închinde două ori, să văd Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce. Te mai închin o dată. Să văd mâna. Să văd mâna nașului. Așa, mâna nașei. O să te și fac. Așa,
Așa ce mireasa la fel. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduirile legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Și mâna nașului. Așa este. Gura altă neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Doamne Dumnezeu nostru, care ai venit în Cana Galilei și nuntă de acolo ai binecuvântat, binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Constantin, Florin și Andrei, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unirile lor în împărăția ta, păzindu-i curați fără prihană și neasupriți, în vecii vecilor, pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ține, Doamne! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă și de oferință și începătoare de viață, o Dumnezeie și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea o viață îndelungată, naștere de fruși buni, spori în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă vrednicească și de desfătarea bunătăților celor pădăluite. Pentru rugăciune prea sfinte, nescătoare Dumnezeu și ale tuturor sfinților, slavă ție Hristoase, Dumnezeu, în legea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, preacucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce cu venirea sa în Cana Galilei a arătat nunta cinstită Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Dumnezeu încurunaților și întocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. A unei familii și a unui singur trup în care faceți amândoi pași. Iată ce înseamnă unirea între două suflete, două conștiințe și doi oameni, adică între Constantin și Andrei. De acum sunteți familie în adevăratul sens al cuvântului. Dumnezeu v-a dat această putere de a fi soț și soție. Prin taina nunții ați primit de la Dumnezeu toată puterea de a birui, de a vă iubi cu și mai multă iubire decât până acum și de a face roade ale iubirii voastre. Copiii, faza celor sfinte și bunul mers al casei voastre, al căsniciei voastre. Vi s-a dat binecuvântare pentru mulțirea celor de folosință, pentru belșugul casei. Vi s-a dat binecuvântare pentru naștere de bunci. Vi s-a dat binecuvântare pentru a vă însoți unul cu altul. Și ceea ce Dumnezeu a unit nu stă în puterea omului și nici în dreptul lui să desfacă. Alături de voi aveți de acum înainte
ca părinți duhovnicești, pe nașii voștri. Iată, vă sunt alături și acum, și de acum înainte. Vă sunt întocmai ca părinții trupești, dacă nu un pic mai mult decât ei. Fiindcă nașul, adică părintele spiritual, pune zălog înaintea Dumnezeu, mărturia sa, că veți face în toate, întocmai așa cum vi s-a poruncit prin Sfânta Evanghelie. Adică să vă iubiți unul pe altul, să vă respectați, să vă cinstiți casa și patul conjugat și să fiți spre bucuria celor din jurul vostru. Iată, nașii au pus acest loc, au pus această mărturie și sunt sigur că vă vor însoți de acum încolo în veșnicia voastră și cu sfatul și cu dragoste și cu ajutor, ori de câte ori va fi. Voi le sunteți datori la fel cu dragoste, cu respect și cu rugăciune. Nu este faptă mai mare de dragoste față de aproapele decât să te rogi pentru el. Să îl pomenești în de Dumnezeu. Și când e în viață, și când mai este. De aceea avem rugăciunea pentru toți cei plecați de lângă noi la Domnul. Așadar, iubiților, într-o această zi a bucuriei voastre de plin, a binecuvântării pentru cei voastre, să fiți recunoscători lui Dumnezeu, părinților care v-au născut și v-au crescut și sunt, iată, în spatele voastre, nașilor și tuturor celorlalți, că au avut această plăcere, această bucurie, s-au considerat obligați moral, în primul rând, să vă fie alături la această sănătate. Veți merge să petreceți și ziua de astăzi se va încheia cu bucurie și cu relaxare, așa, după toate așteptările. Săptămâna ce a trecut, v-ați protezat pruncul. Pentru că, iată, este bine ca omul când vine lume să primească la fel Harul Dumnezeu. Și prin taina botezului nu facem altceva decât să ne naștem cu adevărat duhovnicește, din apă și prin puterea Duhului Sfânt. Pentru a fi, într-adevăr, purtător de Dumnezeu, purtător de Hristos. Să nu uitați că dragostea voastră va fi rodnică, va fi rezistentă atâta timp cât Dumnezeu este între voi și între voi. Să-L chemați mereu un ajutor. Și fie că aveți zile frumoase și senine, fie că aveți zile mai mohorâte, să nu uitați că Dumnezeu este lângă voi și că vă ajută tot. Se cuvine ca miilor într-o această zi să le urăm casă de piatră și mulți ani cu sănătate. Părinților să le mângâiem această despărțire, nu întru totul, fiindcă tot cu părinții vor sta, dar iată că emoția și această bucurie a părinților de a-și vedea pe fii în fața Sfântului Altar, de-și vedea pe fii la casa lor și cu binecuvântare cerească, nu este puțin. De aceea încurajăm pe părinți, ca și de acum încolo, să fie la fel de ostenitori într-o ajutorare a copiilor. Să pună ca temelia casei copiilor nu numai fier beton și cărămidă, ci în primul rând rugăciune și înțelepciune. Să însoțească și de acum înainte cu sfat. Să însoțească cu postare de grijă, așa cum fac. Eu știu, mai bine știu pe părinții Mirelui, pe socrii mari, că sunt iubitori de prunci, așa cum mai erau cu cea mică în brațe, da? Și cu bucurie că sunt la acest moment și cu recunoștință față de Dumnezeu. Iată, pentru fiecare dintre cei care vă soțesc, este o bucurie. Și această bucurie să o păstrați în inimă. Și când va fi un pic mai greu, să vă aduceți aminte de ceea ce v-ați jurat acum înaintea lui. Dragoste neîntreruptă, cinste, încredere totală unul în altul și angajamentul acesta că veți fi împreună și la bine și la greu. Pentru mulți ani, fericiți vă întoarce și nașii și dumneavoastră cu fața spre ceilalți nuntași și să auzim acum nuntași cum cântă. Păi noi ne-ați auzit, nu știu dacă am cântat bine, dar ne-am făcut dat. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Miri să trăiască, miri să trăiască,
Spatele Sfintei Mestre, decât Serafimii.